Lucrările din cadrul proiectului Dezvoltare Locală în Comunități Marginalizate, componenta 1, Colonie Nuci, care vor afecta o zonă de aproape 60.000 de metri pătrați și în care trăiesc aproximativ 1.400 de locuitori, constau în construirea unui centru social, educațional și recreativ, o clădire cu parter și două etaje, amenajarea a patru zone verzi, o zonă pentru copii, o zonă de fitness, o zonă pentru seniori și grădini aferente locuințelor colective, amenajarea în curtea școlii a unui spațiu destinat activităților sportive, realizarea de branșamente de apă pentru locuințele sociale, construirea unui scoar, amplasarea unui punct de colectare selectivă a deșeurilor și modernizarea celor două tronsoane ale străzii Nuci, precum și a aleilor betonate din jurul locuințelor sociale. Contractul de lucrări are o valoare de 10.208.935 de lei fără TVA, iar durata de execuție este de 12 luni.